Hai, salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou vlog pe canalul nostru de YouTube Regal Fish. Astăzi vreau să stăm de vorbă despre firele noastre în trei culori. Firele noastre care nu trebuie uitate, firele care vin în role de 300 de metri și 1000 de metri. Bineînțeles, la cele mai mici prețuri le puteți achiziționa ori din magazin personal, ori de pe site www.regalfish.ro. De când am scos noul nostru fir 6D, ne-ați zăpăcit numai cu 6D, alt fir n-ați mai cumpărat. Și am decis să vă readucem aminte de firele noastre. Niște fire foarte bune, foarte rezistente. Că toți suntem la capitolul fire, după cum știți, suntem foarte activi în zona online, zona YouTube, zona Facebook, zona Instagram, toate rețelele astea de socializare. Întâmplător, am tot văzut fel și fel de videoclipuri pe YouTube, cum puneți firele pe mulinete. Aici vreau să ajung să stau de vorbă cu voi. Dragilor, nu mai suntem în 1995 să punem la manivelă, în găleată sau în alt recipient. Mai nou, avem aparat de pus fir. Noi știți că vă ajutăm, noi vă punem firele profesional. Avem chiar și măsurător. După cum știți, se așează și mult mai bine pe aparatul de pus fir. Și mai am încă ceva să mă adresez către dumneavoastră. Mulți pescari, veniți din magazinele astea mari, nu dăm nume, veniți cu firele și cu mulinetele să vi le punem noi. Nu-i problemă, noi vă ajutăm, nu este vorba de bani sau de alte chestii. Întrebarea mea care este? Magazinele astea mari, profesionale, care tot le lăudați și luați de la ele, de ce nu vă ajută cu firul? Ce să înțeleg? N-au aparat? Ori n-au timp de voi, n-au chef de voi? Sau care este problema? Fraților, noi facem lucrurile ca la carte. Vă ajutăm pe toți. Nu e obligatoriu să luați firul de la noi, doar că unele chestii ne mai deranjează așa și pe noi. Noi suntem corecți față de voi, noi vă respectăm, vă ajutăm din toată inima, fără niciun ban. Am auzit fel și fel de replici de la fel și fel de pescari, ba că nu le mergea aparatul, ba că s-a rupt cureaua, ba că nu au... Mai pe scurt, v-au dat cuflit, n-au avut timp de voi. Noi suntem la dispoziția dumneavoastră oricând și pentru cei care ați uitat, chiar vrem să vă reamintim cum lucrează aparatul nostru de pus fir și chiar am să fac un mic test. Am aici o mulinetă de la Fele RS 9000, care tot așa o puteți găsi pe site, chiar și în magazin, chiar și pe site, la un preț foarte bun. Și am să iau această mulinetă, un RS 9000, și am să încărcăm un tambur. Cu ocazia asta vă arătăm și cum se încarcă corect un tambur și care este limita lui perfectă. Dacă vă uitați, mulineta are chiar și un semn aici. Vedeți? Aici e o culoare, iar aici va ajunge delimitarea. Până aici trebuie să fie full. Mulți pescari am văzut că nu puneți până la capăt. Cea mai mare greșeală asta. Firul trebuie pus până la capăt să puteți lansa la capacitatea maximă. Deoarece dacă nu-l puneți până la capăt, când lansați, fiind firul mai puțin, se va opri tot timpul în această buză și automat vă ia din puterea aruncării. Pierdeți metri foarte importanți, care știți, cei care pescuiți la distanțe mari, și un metru și doi metri contează enorm la pescuit. Așa că hai să trecem la treabă și am să vă arătăm cum se pune corect firul pe mulinetă, nu în găleată, nu în cadă. Facem totul profesional și ne va arăta câți metri va intra pe tambur. Dragi prieteni, am pus firul pe mașină. Acum am să vă arăt cum se pune firul corect, da? Îl putem numi chiar un mic tutorial. Așa, ăsta trebuie să treacă așa. Și acum un lucru foarte important. Vom lua firul, îi vom face un laț. Pur și simplu un laț, nu altceva. Eu îmi reglez distanța ca să nu rămână foarte mult fir, da? Un laț și acum fiți atenți. Cea mai tare șmecherie, am luat firul și îl trecem prin laț. Să formăm un alt laț, da? Vedeți, el cu cât tragi se strânge, da? Așa. Și acum ce vom face? Vom lua tamburul și uite, eu când trag acum, se strânge. Nu are cum să mai scape de aici. Îi dăm de 2-3 ori, să-i dăm mersul. Și acum îl vom strânge.
Iar acum vom da drumul la sistemul automat. Regăm doar din mână și pune singură, fraților. Mașină performantă. Ce vreau să vă mai arăt? Contoarul pleacă de la zero. Și în funcție de cum punem, uitați, ia uitați-vă, crește, da? Cu acest contoar noi știm exact cât vă intră pe mulinete și cât trebuie să punem. Am pățit de foarte multe ori să nu corespundă firele cu tamburul, adică să intre mai mult decât scrie pe tambur. Nu vă mai luați după ce scrie pe tambur. La multe sunt doar cu aproximație, nu e chiar fix pe fix. Dragi prieteni, tamburul este gata. Te rog să vii aici să filmezi la contoar. Am folosit un fir de 0.35 Regal Fish. A intrat în total 525,9 metri. 0.35, tambur de 9000, fele RS. Tamburul este gata. Îl punem în clips. Am tăiat firul și hai să mergem la pește. Cam așa arată o mulinetă încărcată cu fir la aparatul de pus fir, nu în găleată, nu în cadă, pentru că voi niciodată nu o puteți pune la fel de bine, nu o întindeți, oricât ați încerca, oricât ați ști trucuri sau alte chestii, nu va ieși niciodată ca la aparat. Noi avem tot ce ne trebuie, fraților, facem totul profesional. O să evoluăm din ce în ce și mai mult. O să vedeți, de la an la an creștem. Cu ajutorul lui Dumnezeu ajungem unde ne-am propus. Dacă v-a plăcut video și vă place ceea ce facem și apreciați, vă rugăm frumos să ne dați și nouă un like. Pentru voi e simplu buton, pentru noi contează foarte mult. Scrieți-ne în comentarii ce vă place, ce nu vă place, să ținem cont de părerile voastre. Cu voi am ajuns la 13K, nu e ușor să ajungi la 13K, dar cu ajutorul vostru vrem să ajungem mult mai departe. Pentru treaba asta ne facem treaba cum putem mai bine. Încă ceva, cei care vreți să aflați mai multe chestii despre noi sau vreți să vedeți mai multe videoclipuri chiar de pe baltă, chiar și din magazin, intrați la secțiunea videoclipuri pe canalul nostru Regal Fish și aveți acolo ce să vedeți. Când vă plictisiți, când veniți de la servici, vă puneți la masă și eu fac același lucru. Vin de la servici, mă pun la masă, îmi aprind televizorul, îmi dau pe YouTube și mă uit la fel și fel de chestii. Urmăresc și eu tot, suntem în online, suntem la zi cu toți. Nu rămâne decât să comandați de pe site firele noastre, care le găsiți la cele mai mici prețuri și cea mai bună calitate. Un like, subscribe și vă așteptăm la magazin și pe site. Numai bine!